Avem primele imagini cu locul în care au fost găsite două cranii umane și alte fragmente de os care au fost descoperite pe un câmp lângă casa lui Gheorghe Dincă, în județul Olt, la doar 20 de kilometri de domiciliul acestuia. Rămășițele umane au fost găsite de către un tractorist în timpul unor lucrări agricole. Craniile și fragmentele de os au fost trimise la Institutul de Medicină Legală pentru expertiză, iar deocamdată procurorii nu pot spune dacă Gheorghe Dincă a avut vreo legătură cu acest caz sau nu. Așadar, mergem mai departe. Nu există indicii că acesta ar avea vreo implicare. Deocamdată însă urmează să fie dus pentru o nouă confruntare cu procurorii DICOT. Gheorghe Dincă, suspectul din acest caz. Bună ziua, Roxana. Roxana este la DICOT. Ce date ai? Bine te-am regăsit, Ana Maria, bun găsit doamnelor și domnilor. Să știți că în urmă cu câteva clipe colegul meu Dorin Berbec l-a surprins pe Gheorghe Dincă în momentul în care ieșea de aici din sediul DICOT. A venit încă de la primele ore ale dimineții să studieze dosarul, nu tot, 7 volume, pentru că restul până la 25 au rămas la Tribunalul București încă de săptămâna trecută, pentru că acolo s-a judecat propunerea de prelungire a arestării preventive a acestuia. L-a surprins, să spuneam, colegul meu, era într-o cămașă cu mânecă scurtă și cu așa foarte multe hârtii avea în mână, dar și o cămașă, cred, și-a acoperit fața asta, vreau să spun, pentru că a văzut că sunt foarte mulți colegi jurnaliști aici care îl filmează și-a acoperit fața și de îndată s-a urcat în duba care l-a adus și iată a venit apoi după el de la arestul central. Bun, acum e un pic, dacă vreți, coincidență sau nu, pentru că avem cazul cu acele fragmente osoase și acel craniu găsit la 35 de kilometri de Caraca, la Brâncoveni, în acea zonă cu foarte stufoasă de acolo. Avem acele fragmente osoase, s-au și făcut audieri, au fost audiați tractoriștii care au găsit respectivele fragmente osoase și iată că la scurt timp, cred că la 20 de minute, jumătate de oră după ce au dat comunicatul de presă cei de la parchetul de pe lângă Tribunalul București, de pe lângă Tribunalul Olt, mă iertați, Gheorghe Dincă a și fost adus aici la DICOT. Acum ne putem gândi, da, că fiind în aceeași zonă, poate cine știe ar avea sau nu ar avea vreo legătură Gheorghe Dincă cu... Chiar în acest moment îl vedem pe avocatul lui Gheorghe Dincă, domnule avocat, însă domnul avocat, iată că a și trecut. Se pare că nu vrea să stea de vorbă cu noi. A ieșit avocatul lui Gheorghe Dincă de aici, cel care acum câteva zile, Ana, ne spunea că Gheorghe Dincă a cerut cărți în arest, s-a apucat să citească și de altfel... S-a apucat să și citească. Haideți să mergem după domnul avocat, totuși să încercăm să mergem după domnul avocat, pentru că toți colegii mergem ușor. De fapt, fugim, da? După domnul avocat. Încercăm să vedem, uitați, că fuge domnul avocat și nu înțelegem de ce domnul avocat nu dorește să stea de vorbă cu noi. Sperăm să-l și prindem ușor, ușor. O să ajung și eu, Ana, imediat la domnul avocat. Ia să vedem. Ocazia pentru dumneavoastră să își studieze cele 7 volume doar din acest dosar. L-am pornit. Da. Că și concluzii... Domnul avocat, de ce această schimbare de strategie? Până acum a stat de vorbă cu noi și acum, iată, nu mai aveți voie să... Am văzut că ocupați, nu... Ce s-a întâmplat astăzi, Nadie Cot? Ce concluzii aveți după ce și clientul dumneavoastră a avut ocazia? Păi, n-am nicio concluzie. A studiat și el dosarul, practic acele 7 volume care le-au studiat și ceilalți avocați. Nu știa ce e la dosar sau ce au vrut să vadă? Gheorghe Dincă nu știa ce e la dosar sau vreți să vă stabiliți strategia? Nu, el a studiat, vrea și el să studieze din dosar și a studiat ceea ce au studiat și ceilalți avocați. Și ce a zis după ce a studiat? Care i-a fost concluzia? Nu a zis nimic. Mai bine mâine sau când ajunge restul documentelor de la instanță? Restul dosarelor. Și mai bine atunci? Atunci, da, sigur că... Și eu trebuie să mai vin, că eu astea le văzusem anterior. Dar știe cu procedura care-i treaba acum în ianuarie, că ar putea fi pus în libertate? Știe, știe, sigur, dar nu că ar fi pus în libertate, ci că urmează să fie trimis în judecată. Legea spune că dacă nu-l trimiți în judecată 6 luni, 160 de zile, atunci de îndată îl pui în libertate. Știe și el, sigur că știe, știe. E curios să afle de procedura asta în ceva? Cunoaște procedura aceasta, dar el așteaptă să fie trimis în judecată, nu să fie pus în libertate, pentru că nici el, nici eu nu cred în așa ceva.
Acest lucru se poate schimba, bineînțeles, dacă probabil la dosar sunt probe că ar trebui să se prelungească. Deci nu este o certitudine că va fi sau nu pus. Rămâne de văzut dacă va fi trimis în judecată. Însă, domnule avocat, altceva. Trimis în judecată va fi cu siguranță, că nu se poate altfel. Altceva aș vrea să vă întreb. Nu știu dacă ați apucat să vedeți, însă au apărut noi informații, au fost găsite noi fragmente osoase la undeva la 30 de kilometri de Caracal. Clientul dumneavoastră este cumva vizat sau ar putea să fie audiat și negătorul cu acest lucru? Nu cunosc absolut nimic despre ceea ce spuneți. E prima oară când aud. Este vorba de mai multe fragmente osoase umane, deja confirmate de un medic legist, găsite pe un teren agricol la cam 30 de kilometri de casa lui Gheorghe Dincă. Nu vi s-a adus ceva la cunoștință sau deocamdată... Audierea nu are legătură cu fragmentele osoase? S-a făcut audiere astăzi. Nu. Astăzi doar s-a studiat dosarul, atâta tot. Deci nu i s-a adus nimic la cunoștință cu privire la acest Nu. Păi nu acesta a fost scopul pentru care a fost deplasat aici, ci pentru a fi studiat dosarul penal. Ce a spus Gheorghe Dincă legat de probele pe care le-a văzut în dosar împotriva lui? Nu a spus nimic. Când vin rezultatele de la FBI pentru a vedea cui aparțin fragmentele osoase găsite în acea lizieră situată la ieșire din Caracal? Ce știți despre asta? Nu știu nici eu. Se așteaptă, din câte cunosc. Vă așteptăm cu toții și dumneavoastră. Care este starea de spirit al lui Dincă? Ce face? Ce zice de situația asta? Relativ bună. Bună? Da, relativ bună, adică nu este rea. Citește, am înțeles că citește cărți religioase, se confirmă informația asta? Citește, sigur, citește mai multe. Cine l-a vizitat până acum? Are dreptul la vizite? Familia l-a vizitat cineva? Nu pot să vă dau detalii, întrucât nu cunosc detalii concrete, nu am discutat cu el pe această temă. Am văzut un gest pe care nu l-am mai întâlnit, cel puțin până acum, din partea clientului dumneavoastră. A decis să își acopere fața cu un dosar. Nu dorește să fie văzut, poate regretă, este rușine? De ce acest gest? Cum am putea să-l interpretăm? Nu știu, n-am știut, acum am auzit... E dreptul lui să-și acopere fața. Dar așa face mereu, comente. Adică... Așa a făcut mereu, nu da, știu. Aproape, de fiecare dată. Da, nu știu, e prima oară când am aflat. Ascundea capul, dar nu știu. Cum este Gheorghe Dincă acum, după atâtea luni în care se află în arest? În ce sens? Este mai liniștit sau are probleme de comportament? Este da, pare mai liniștit, zic eu. Cel puțin astăzi mi-a părut mai liniștit. Domnule avocat, mergem în continuare pe varianta așa zisei recunoaștere, adică susține în continuare că el le-a omorât pe cele două fete. N-am discutat astăzi despre așa ceva, dar practic aceasta este varianta lui, care a tot susținut-o și n-a schimbat-o din momentul în care a procedat în acest mod. A reușit să se uite peste toate cele 7 volume într-un timp atât de scurt? Da. Este adevărat și se confirmă informația potrivit căreia acea doamnă în roșu a fost audiată la DICOT, mă refer la acel filmuleț cu Luiza Melencu, când trecea pe la acea stație de ocazie. Nu cunosc detalii despre această doamnă în roșu și nu știu cum o cheamă. A fost audiată, știți? Nu știu dacă a fost, nu știu, încă n-am prins acea parte. Sunt restul volumelor care urmează să le analizez și eu și de-abia atunci pot să trag o concluzie. S-a încheiat analiza comportamentală în cazul lui Gheorghe Dincă sau va mai continua nu la poliție? Nu cunosc, pentru că dacă s-ar fi încheiat și s-ar fi pus pe suport de hârtie, s-ar afla la dosarul care se află la instanță și în acest moment nici eu nu am acces pentru că se află la judecător dosarul. Veți mai viziona și celelalte volume în momentul da, în care bineînțeles, vorbe? Bineînțeles. Bun, afirmați așadar în concluzie că audierea sosirea lui Dincă de astăzi de la DICOT nu are niciun fel de legătură cu acele fragmente osoase și acel craniu găsite în comuna Brâncovenii la 35 de kilometri de Caracal. Da, pentru că nu a fost chemat pentru așa ceva. Dar știe Gheorghe Dincă de acest caz? Nu știe, nu cred că știe, nici eu n-am știut. Mulțumim, deci în acest moment, vă mulțumesc și eu, în acest moment nu s-a discutat, nu s-a pus problema de așa ceva și dacă este cum zice, sigur că se vor face cercetări. Și în funcție de ceea ce vor găsi, trebuie stabilită o vârstă a acelor fragmente osoase sau ce s-a găsit acolo și de-abia... Oricum. Mai departe urmează să se analizeze, trebuie văzute care ar fi victimele.